Salutare dragi prietenași, gogolași, bine ați venit la un nou episod de Squid face Squid face unboxing-uri și alte chestii. Tocmai am filmat clipul cu niște voblere și acum vom merge și vom vedea ce se întâmplă, ce știi, cu salteaua de primire despre care tot am vorbit și pe care mi-am dorit-o foarte mult pentru binele peștilor, nu pentru binele meu, pentru binele nostru. Ok, prin magia editării o să ne întoarcem spre pat imediat. Gata, am reușit. Acolo am cutia cu 100 de voblere și alte chestii pentru cameră. După aia o să vedeți adresa. Multe chestii, multe chestii. Chestii pentru... Asta e hamul și alte lucruri și alte chestii. O să le vedeți în alte filme. Cred că e pe cutia, pe jos. Aici este salteaua, frumoasa saltea. Să vă arăt și cutia în care a venit. Este Easy Mat de la Fox XL. Nu fac nicio reclamă la salteaua asta, pentru că nu m-au plătit, deși i-am rugat să mă plătească. Le-am zis, bă, plătiți-mă să fac și eu o chestie. Nu vor să mă plătească. Glumesc, prieteni, nu am făcut așa ceva. Dar am vrut să colaborez cu un magazin de pescuit. Și probabil au văzut filmul în care am spus că nu se merită să cumpere tot felul de chestii scumpe lumea și că nu funcționează boilersurile și toate porcăriile alea de... pe care toată lumea le laudă și nu mi-au mai răspuns la mesaje, erau interesați la început. Așa că o să fac din viață o misiune să vă arăt cum să pescuiți ieftin și mult mai eficient decât toate rahaturile alea pe care le au ei. Chiar ieri mi-a comentat cineva, mi-a zis că ce fac eu sunt niște tâmpenii și foarte rău, pentru că fac lumea să folosească metodele pe care le folosesc eu și sunt metode de acum 20 de ani și nimeni nu o să prindă nimic. Bă, băiatule, bă. Da, vorbesc niște... Deci sunt sigur că sunt oameni care apără interesele magazinelor de pescuit și nu a pescarilor. Cu siguranță toate plasticurile alea și toate tâmpenile alea, o mare parte din ele nu sunt eficiente și sunt mult mai eficient natural și mult mai eficient o montură simplă și pescuit simplu. Dar bine, eu împletesc simplu cu nou, ați văzut că am navomodel și folosesc plumb și momitoare scumpe și de calitate, la fel firul, la fel cârligele, dar nu folosesc lansete scumpe, mulinete scumpe, nu folosesc boilesuri și tot felul de alte tâmpenii, și după cum ați văzut și nălucile încerc să iau mai ieftin, o să învățăm împreună chestia asta. Da, deodată a devenit filmul despre altceva și mai sunt și oameni, toată lumea odată ce cumpără, odată ce are o preconcepție, judecă, da, o să vorbim într-un film și despre asta, poate nu era omul ăla rău intenționat, deși m-a înjurat, așa că a trebuit să-i șterg comentariul și să-l blochez, pentru că cine mă înjură, asta pățește, ce se fac, dacă nu știți, cei care nu știu să se comporte civilizat, primesc bani. Nu că aș avea eu un canal extraordinar sau ceva extraordinar, dar asta ar trebui să pățească toți oamenii care nu sunt civilizați. Aici este salteaua, este într-o... Vedeți, o chestie foarte scumpă. Sunt saltele mult mai ieftine de genul ăsta. Am văzut de la Decathlon. Foarte scumpă e asta, nici nu mai știu cât am dat pe ea, dar foarte scumpă. De la Decathlon este mult mai ieftină. Am ales-o pe asta în cauza mi s-a părut că buretele e mai grosuț și ar fi peștii mai în siguranță, dar este varianta mult mai ieftină și mi-au plăcut și alte chestii. Deci v-am zis la Decathlon, vreo 200 de lei sau 100 și ceva de lei, pe asta am dat eu, cine mi-a luat-o a dat vreo 400 și ceva de lei, foarte scumpă. Da, ați văzut, asta e salteaua propriu-zisă, e făcută dintr-un burete ceva, oricum destul de moale și destul de gros, ceea ce o să facă peștele să stea bine acolo.
Nu cred că era necesară atât de mare, dar având în vedere că pescuiesc și la, adică am prins destul de mulți teni, cine știe ce o să mai fie în continuare, tenis mai lungi și m-am gândit că mai bună ar fi varianta XL. Bineînțeles că nu eu am cumpărat-o, dar eu am ales. Are plasa asta aici, este o plasă cauciucată. Ați văzut, se desface extraordinar de ușor, este ușor de cărat. Asta m-a interesat să fie ușor de cărat. Deci eu știți că nu pescuiesc noaptea, nu doar că nu este voie să pescuiesc, nu știu, noaptea pe prut, dar mie nici nu-mi place să pescuiesc noaptea, nici nu m-aș duce la un iaz să pescuiesc noaptea. Am mai fost și de acolo mi se trag o parte din problemele de la spate, așa că prefer să nu pescuiesc noaptea. Și da, este foarte, foarte ușor. Eu mă chinuie acum să o pun cu o mână. Hai să dăm puțin și mai jos camera. Încerc să o pun cu o mână. Cred că trebuia să fac dinainte chestia asta, să opresc filmul. Da, hai să opresc filmul și continuăm imediat. Ok, am reușit să mut să pun salteaua în, nu știu ce e asta. Da, e foarte ușor de folosit. Îmi place mult că are chestia asta deasupra. Cealaltă cred că nu avea. Și până aprind eu, până pornesc camera sau ceva acolo la prut, o să țină umbră la pește, nu o să bată soarele direct pe pește. Plus că poți să stai cu picioarele pe chestia asta. Material cauciucat. Sper să nu se ducă cauciucul ăsta de pe el peste tot, e cauciucat, e destul de fin. Cred că o să ajute mult peștii. Era faină una suspendată, dar mă gândesc că la aia suspendată, dacă sare peștele de acolo, cade de la o înălțime destul de mare și un pește foarte mare, dacă cade scuze, cacofonia, scuze. Da, dacă o să cadă un pește la o distanță atât de mare, cu siguranță se rănește și nu se mai poate recupera. Intestinele lor nu sunt făcute să reziste la asemenea căzături. Da, așa arată salteaua. Ce mi-ar fi plăcut foarte mult, cum v-am zis că e cea de la Decathlon, sper că nu greșesc, Decathlon parcă, are o riglă pe ea, dar cred că pot să-i cos eu ceva de genul ăla sau pot să-i lipesc, cu care putem să vedem lungimea peștilor și ar fi fain pentru că, nu știu, dacă ai cântărit unul, după aia poți să-ți dai seama la ochi dacă unul e mai mare, mai mic, e destul de interesant pentru cineva care filmează cum o fac eu și are mânierele astea simpatice, ușor de dus la apă, pe saltea peștele, îi un upgrade semnificativ, cred că era super ok și cea de la Decathlon, voi vă puteți lua din aceea fără probleme. Nu știu ce vreau să vă mai spun, prieteni. Vorbeam despre oamenii aia care zic, care în primul rând voi puteți să pescuiți absolut cum vreți voi. Ce fac eu este ceva diferit față de ceea ce fac alții. De exemplu, și eu mă uit la anumite monturi și mi se par învechite și mi se par aiurea de la alții care fac filme pe YouTube și înțeleg chestia asta, bineînțeles că n-am spus niciodată nimic și nici nu o să spun pentru că asta este doar părerea mea și este alegerea mea să pescuiesc cum vreau eu. Mie mi se pare foarte mare diferența dintre monturile mele și cele de acum 20 de ani pentru că așa folosesc o mare parte din pescarii din zonă și au rezultate mult mai proaste decât mine, mult, mult mai proaste decât mine și la fel sunt care vin cu tot felul de chestii, cu boilesuri, cu tot felul de nebunii și cu monturi complicate și tot la fel au rezultate comparabile cu cei de acum 20 de ani, poate chiar mai slabe. Așa este în zona respectivă. Eu și pe lacuri
am folosit monturi similare cu cele pe care le folosesc acum și scule, cred că aceleași scule, de asta sincer tind să cred că este o exagerare ceea ce fac alții cu monturile alea super complicate. Bineînțeles că din foarte multe elemente m-am inspirat și eu și foarte multe mai am de învățat. Majoritatea chestiilor le știu pentru că urmăresc foarte mult și mă documentez foarte mult în materie de pescuit, cel puțin la staționar, adică la crap în primul rând. Și înțeleg foarte bine mecanica cârligelor și a tuturor chestiilor care ajută înțeparea, dar asta nu înseamnă că în realitate nu poate fi altfel. Foarte mult m-am uitat la modul în care se hrănesc crapii sub apă, la filme sub apă, așa în capul nostru, pac, ai luat cârligul și uite că se înțeapă când faci așa. Una e teoria și alta este practica. Deci v-am zis, foarte mult m-am uitat la filmele aia și când am văzut cum se hrănesc crapii sub apă și de cât de multe ori scuipă momeala, asta m-a făcut să pun porumbul direct pe cârlig, pentru că așa am mult mai mari șanse să prind. De asemenea, am văzut cum mănâncă nadă și după foarte, foarte mult timp iau în gură boilesul sau porumbul de plastic, abia când se plictisesc, când vor să mai încerce ceva, deci nu mănâncă în mod activ ca și cum ar mânca din nadă. De asta la mine patul de nadă e porumb, iar în cârlig este exact același porumb, pentru că vreau ca atunci când peștele mănâncă din nadă să mănânce liniștit și momeala. N-am văzut niciodată un crap vine, pac, și ia din prima boilesul care stă deasupra. Nu, întâi mănâncă nadă, se plimbă, se întorc, se nu știu ce. Întotdeauna mănâncă întâi nada, verifică nada. Niciodată nu au luat chestia aia care stă deasupra. Într-adevăr, scoți în evidență printr-un boiles flotant, scoți în evidență momeala față de nadă, dar nu mai ai siguranța că o să mănânce și dacă peștilor le foame, o să ia chestia aia ultima sau nu o să ia deloc. Nu mi se pare o chestie realistică. Probabil în anumite locuri funcționează, în bălți foarte pescuite, nu știu, dar la mine, unde am fost eu, întotdeauna rezultate mult mai bune au dat chestiile naturale. Am avut întotdeauna lansetă la boiles. Boilesuri, credeți-mă, am încercat solubile, flotante, critiche echilibrate, toate le-am încercat. Pe toate le-am încercat, toate monturile le-am încercat. Întotdeauna am avut pe bălți unde aveam 4 lansete, 2 lansete le dădeam cu boiles, 2 cu porumb, sau unde erau doar cu 3, una la boiles, 2 cu porumb. Niciodată nu am prins la boiles. Credeți-mă, am fost de nenumărate ori, nu zic că nu se prinde, nu zic că dacă insiști nu se prinde, dar porumbul e la putere, fraților, am prins la porumb mult mai mult. De ce să aștept un pește la boiles? Bine, doar dacă vreau să-l selectez, să selectez unul mare și nu am chef să mă plictisesc cu aia mici. Nu știu, dar eu n-are rost să mai vorbim despre asta, prieteni. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Cu siguranță am supărat pe foarte multă lume, dar n-am ce să vă fac, ăsta eu. Dacă vreți să vedeți clipuri altfel, puteți veni și la mine. Puteți să vedeți tot felul de clipuri, tot felul de... YouTube-ul e plin de tot felul de chestii. Nu este necesar să vedem aceeași chestie peste tot. Știu că majoritatea vor să le fie confirmate preconcepțiile sau ideile preconcepute. Nici nu știu cum să zic. Știu că asta vreți să vedeți. Voi prindeți cel mai bine la nu știu ce montură și vreți să vă arăt și eu. Wow, ce... Da, uite, și Squid prinde la aceeași montură, cel mai tare, folosește ca mine. Dacă vreți asta, mergeți pe alte canale. La mine nu o să vedeți ce vedeți la alții, sper. Ciao, prieteni, v-a lăsat. Nu uitați de subscribe, nu uitați de abonare, nu uitați de share și de like. Ciao!